Ei, salutare, jupâneilor! Bine ați venit la un nou episod, la un nou pack opening pe FIFA 18. Astăzi deschidem 11 pachete. Nu sunt cine știe ce pachetele, dar să sperăm că o să luăm ceva decent, nu? Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați butonașul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal, dacă n-ați făcut-o, bineînțeles, deja, pentru mai multe episoade noi și, de ce nu, pentru mai multe serii noi pe canalul de YouTube. Hai să mergem ca de obicei, Gold 3, mai sus nu jucăm, nu mai avem timp. Două pachete de 15.000, Jumbo Premium Gold Packs și 12K Coins. Ok, avem un Future Squad. Da, tare, 4 jucători de la Bayer, probabil Lewandowski are totul pe verde. Da, navară de crossing, long pass, să zicem, marking și slide tackle. Incredibil, frate, să ai jucătorul ăsta, rupi tot, are și putere, are și defending, absolut tot. Doar că nu se poate, sunt doar visuri. Înțelegeți? Doar visuri. Nu există jucători decât în squad battles. Nimeni nu poate să-l aibă. Bun, haideți să vă arăt și pachetele. 11 sunt. 2 gold pack-uri, deci 2 de 5.000, 1, 2, 3, 3 pachete de 7.500, 2 pachete de 15.000, un pachet de 25.000 și 3 pachete de 2 player spec. Da? Hai să începem cu astea de 15, cu astea de 5.000. Nu mai aștept nici măcar la jucător gold rare. Uite că ni l-a dat. Marțial ceva. CM Badu. Ok, am înțeles. Din Turcia. 75 CM. Senegalez sau din Guinea. Nici nu știu, e duplicat. Ia să vedem. Ghana, frate. Mereu e în cur pe ăștia, pe bune. Ni l-a mai dat pe Cardinal și pe... Kriginski, ceva de genul. Trimitem tot la club. Pac, quick sell pe 32 de bănuți. Bă, sunt puțin răgușit sau puțin răcit, nici eu nu știu. Da, trebuie să tragem, trebuie să ne facem episoadele. Aici nu mai e gold rar, e non-rar. Și este Sandro, striker de la Everton Spaniol, 77 rating. Altceva? Skorupski, portar Esser, kitul lui Burnemouth și consumabile peste consumabile. Avem și sigla statului Peru. Premium Gold Pack, pachet de 7500, sper la... Aș vrea borduri, dar e greu. Măcar, uite că nici nu ne-a dat jucător rar. Când vrei borduri, nu-ți dă nici măcar jucător rar. Stambuli, 77 CDM francez de la Schalke. Ok, Gebre Selassie. Avem și un squad, două squad fitness-uri. CM2 CDM Blanco. Ok, bă, am uitat să vă zic ceva. Am uitat să vă zic că facem și MVP. Mai facem un SBC, frate. Un SBC cu MVP-ul din MLS, Valerii. Premium Gold Pack. Să mergem. Hai să mergem să-l facem acum, că s-ar putea să uit, înțelegeți? Ne luăm de o grijă. Favorite, nici nu știu, dar nu l-am băgat aici. La favorite, MLS MVP. Bă, un cartonaș foarte bun. Ne cere așa, 6 jucători din MLS, avem 6, un Team of the Week, avem portarul luat cu 11.000, parcă, 10.500, 5 naționalități avem 7, overall 76, exact, chemistry 90, noi dăm 94, submit. Squadul ăsta m-a costat până în 20.000, MLS MVP completed și l-am luat pe Valeri, frate. CIM argentinian, se poate face un hibrid cu el, să zic așa, dar eu o să-l folosesc gen super sub, 87 shooting, 87 pacing, 85 dribbling, 70 physical, 72 pace, ce vrei mai mult, frate, pentru un CIM? Defending nici nu-i trebuie, fiindcă el e om de pasă. Weak foot skill moves 3x3, high medium, nu e rău. Și fiți atenți ce statusuri are, pur și simplu la shooting, passing, dribbling, bestie, frate, bestie. Defending am zis că nu-i trebuie, physical decent.
Plus pace-ul pentru un CIM este foarte bun, frate. Ce vrei mai mult? Da, e bine, îl trimitem la club și o să-l folosim. Hai să mergem să continuăm cu pachetelele. Ia să vedem. Premium Gold Pack. Hai mă, dă-ne borduri. Bă, măcar o dată să ne dea borduri în episodul ăsta. CDM, varză. Mejia. Ok, slăbuți. Hai ce să facem? Oh, 3000 coins, asta îmi place. Sabali. Hai mă. Păi. Nu mă lasă să-l trimit. Cu dâl trimiteam pe Lisa. Ah, stai că e untradeable, frate. Asta e pachet untradeable, luat de nu știu unde. De aia nu merge, acum am înțeles. Bine că mi-am dat seama repede și n-am murit prost. N-avem nici măcar jucător rar, gold rar. Martin Cindy, care e duplicat de la Stoke City. Centerback. Ok. Trimitem pe listă, asta merge. Defur, Roland și Ostunali. Ok. Păi e 15.000, 25.000. Hai să dăm în astea 2 player spec. Opoc. Jucător e rar, Thanos borduri. E striker. Bineînțeles că e Shane Long de la Southampton. Și n-a băgat mi-aș picior. Nu. Nu place in Centu Club. A, uite așa. Ca să pot să-l vând, puteam și pe ăla să fac, dar am uitat. În fine, nu-i nimic. Shane Long și John Terry. Încă un 2 player spec. Haide. Dă-ne mă bordură. Nu vrea mă să ne dea. Băga și-ar picioare. Cred că e cel mai slab pe opening. CM Schweinsteiger. Ok. Cred că-l mai am pe Schweini. Deci ar fi duplicat. Cafu o să ne ajute. Ia uite, untradeable ne ajută la SBC-ul cu Cavani. Ok, super tare. Mai avem încă un 2 player spec. Acum poate. Chiar dacă s-a untradeable aș vrea ceva bun. Nimic. Nici măcar gold rar. Ăla silver este rar. Saivet de la Newcastle United. Ok, și mai avem Van Ejden cu 35 pace. Super tare, nu? Bun, mai avem cele mai bune pachete. 2 de 15.000, 1 de 25.000. Și o să dăm în ăsta mai întâi, fiindcă e doar un jucător rar și presim că ăla nu-i gold. Ba da, e gold. Ia să vedem despre cine este vorba. Da, mersi. Markovic de la Liverpool. Da, nașpa. Ramsey și compania. Pe ăștia îi trimitem pe lista. Și restul, pac la club, nu? Hai să vedem pachetele de 15.000. Sper aici măcar o bordură. Dă-mi o bordură. Ei, e bordură. Hai să vedem, te rog, ceva bun. Ei, am ridicat mâinile. Bă, din nou spaniol, striker. Hai de capul meu. Aduriz, ești mor, bă, băiatule, în păpușoi. Varză, la nu ne mai dă bordură. Inks, Lazovic, Belfodil, Di Santo. Avem și un squad finestra, midfielder, right winger, Corea. Mai avem ceva jucători și pe aici. Opa, era să dau quick sell la toți. Sunteți nebuni? Da, bă, n-a fost să fie, e o săptămână slăbuță, dar na. Aici e greu să ne mai dea încă o dată bordură, eram sigur. E foarte greu să-ți dea, frate. Da, toate și ne-a dat pe Adore, din nou spaniol, left winger, Barcelona, Dolofanu de la Barcelona. Ei, nu știu dacă face ceva Dolofanu, nu cred că face, maxim 2000. Avem și un sniper, Middlesbrough, ok, din nou ăla, da băi. Slab pe opening, dar ce să facem, să sperăm că săptămâna viitoare va fi mai bine.
Eu vă mulțumesc pentru atenție, astea au fost cele 11 pecuri de astăzi, acesta a fost episodul, voi ați fost și rămâneți cei mai tari jupâni și până data viitoare, dăm cu pace, dăm cu stimă și respect, nu? No?